bugetare. Autoritatea de supraveghere financiară se numără printre instituțiile de interes public din România cu cei mai bine plătiți angajați, cu salarii de ordinul zecilor de mii de euro. Remunerarea membrilor din Consiliul ASF și a personalului angajat se face din venituri proprii. Acestea sunt proporționale cu încasările entităților supravegheate de ASF, deci și cu valoarea poliselor de CRCA. Acest fapt ne face să ne întrebăm care este obiectivitatea cu care această instituție își desfășoară activitatea în folosul cetățenilor, dacă în același timp, cu mărirea tarifelor polițelor RCA, s-au anunțat și noi beneficii salariare în rândul angajaților.